De joia mare, joia neagră sau a patimilor, intră în obiceiul bunului creștin din România să meargă la biserică. Și dacă seara, la denie, se participă la slujba celor 12 evanghelii, dimineața oamenii merg să se spovedească și să se împărtășească. Joia mare este însă considerată binefacere pentru morți. Acum se face ultima pomenire a morților din postul mare. În Oltenia și acum se mai fac în zori, în curți, la morminte, focuri pentru morți, simbolic acestea reprezentând focul pe care l-au făcut slujitorii lui Caiafa în curtea arhierească să se încălzească la el când Iuda l-a vândut pe Hristos. Atunci, întrebându-l, arhiereul i-a zis: te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui nouă dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: tu ai spus, eu însă vă spun vouă că de acum veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta puterii și venind pe norii cerului. În joia mare se înroșesc ouăle, se face pâinea, pasca și cozonacul. Tradiția spune că ouăle înroșite joia nu se strică tot anul. Femeile duc la biserică colaci, prescuri, vin, miere de albine și fructe și, după ce sunt sfințite, se împart pentru sufletul celor duși pe lumea cealaltă. Prin sudul țării, fetele fac câte 12 noduri unei ațe, punându-și la fiecare câte o dorință și dezlegându-le când dorința s-a împlinit. Această ață și-o pun sub pernă seara, crezând că își vor visa ursitul. Tot aici se păstrează și obiceiul de a spăla picioarele celor din casă de către femei mai în vârstă, în amintirea gestului similar făcut de Iisus pentru ucenicii săi. Cu sulița în cu...